Italia a lansat campania de vaccinare împotriva variolei maimuței în condițiile creșterii numărului infectărilor. Ministerul Sănătății din Peninsula a raportat 757 de cazuri de variola maimuței la nivel național. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, urmărește subiectul și are detalii. Dan, te ascultăm. Vaccinul utilizat se numește Jynneos și este aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Italia a înregistrat 845 de cazuri de variola maimuței la nivel național, iar campania de vaccinare debutează iată la o lună după ce alte țări europene au raportat un număr foarte mare de cazuri. Pentru a obține o programare la vaccin este necesară trimiterea unui e-mail pe adresa Agenției Sanitare Regionale și astfel ești programat automat, agenția informându-te cu ziua și ora la care trebuie să te prezinți pentru vaccinare. Autoritățile sanitare italiene iau în serios acest fenomen aici în peninsulă și spun că sunt necesare două doze făcute la interval de două luni, una față de cealaltă. Variola maimuței este o infecție virală, având un grad crescut de rezistență a virusului, fiind astfel persistent pentru o perioadă mai lungă de timp pe suprafețele infectate. Campania de vaccinare se adresează tuturor categoriilor de vârstă și reprezintă o prioritate în acest moment pentru autoritățile sanitare. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță.